Sfântul Andrei va fi sărbătorit pe data de 30 noiembrie 2023, fiind ultima sărbătoare înainte de intrarea în iarnă și legată de o altă sărbătoare legală, Ziua Națională a României, pe 1 decembrie. Sfântul Apostol Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului, cel care a adus cuvântul Domnului în regiunile dacice și a creștinat poporul român în formare. În ziua de Sfântul Andrei există obiceiul de a se așeza ramuri de copac într-un vas cu apă și de a se păstra până la anul nou. Cu aceste ramuri vor umbla cu plugușorul tinerii din comunitate. Un alt obicei străvechi de Sfântul Andrei este de a pune greu într-o oală de pământ pe data de 30 noiembrie, pentru a vedea cât de mult belșug aduce anul care urmează. Greul este simbolul vieții în folclorul românesc și este folosit în multe ritualuri. Dacă grâul crește des și înalt, va fi un an rodnic, iar persoana care l-a pus la încolțit va avea noroc la bani, belșug și împliniri în anul care urmează. Grâul trebuie păstrat până la anul nou, când ar trebui să stea la loc de cinste printre bucatele alese. Apostolul Andrei a predicat în special în pustiurile scitice, adică și în Ținutul Dobrogei, unde tradiția i-a păstrat numele. Prezența Sfântului Andrei în Dobrogea este atestată de Sfântul Ipolit, care spune că acesta a vestit cuvântul evanghelic Evangheliei sciților și tracilor. Renumitul istoric Eusebiu de Cezarea, în cartea sa Istoria Bisericească, a scris că Sfântul Andrei a propovăduit și în Dacia Pontică viitoarea provincie Scitia Minor. Toate obiceiurile dobrogene vorbesc despre trecerea Sfântului Andrei prin aceste locuri, exprimând credința via strămoșilor noștri că el este cel care a adus creștinismul în acest colț de lume. Fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, prilej de felicitare pentru noul an, biserica a preluat și încreștinat practicile păgâne ale vremii în sărbătoarea Sfântului Andrei, relatează știrile protv.ro.